când Badea Creț Leon a împlinit 70 de ani, Saveta, fiica lui, căsătorită Candale, i-a dedicat o poezie de numai puțin de 70 de strofe, un frumos gest de iubire de la fiică la tată. Poemul se cheamă Nimeni nu e singur și este dedicat cu toată dragostea și prețuirea tatălui. În poem este narată viața grea a tatălui rămas orfan și viața de chin și de jale, dar totuși viața de învingător a unui om care în Poiana Ilvei și-a transformat destinul chinuit într-o formă de supraviețuire și într-o formă de afirmare prin copii. Mamă, de ce m-ai lăsat în leagă neînțărcat? Nu ți-o fost milă de mine să mă lași singur pe lume? De te-aș putea întâlni, multe ți-aș mai povesti, ți-aș spune cum am trăit de atunci până am bătrânit. M-aș cânta și ți le-aș spune câte m-am mâncat pe lume, m-aș cânta o zi și o noapte și ți le-aș spune pe toate. Tata s-a dus la război, nu mai venit înapoi, și-am rămas în casa goală numai cu a mea surioară, un pruncuț și o surioară și o mamă de-a doua oară, în năcaș și în sărăcie, tot l-am așteptat să vie. După ce am mai crescut, de soră m-am despărțit, o luat-o ca soție, o mătușă pe moșie, și-am rămas al nimănui ca și puiul cucului, și-am rămas ca cucu în crâng să vă strig și să vă plâng. Am lăsat căsuța noastră și m-a dus mama în coastă să stau la părinții ei, să umblu cu vaci și miei. Am umblat desculț și rupt și flămând și năcăjit, cu picioarele înspinate, cu hainele nespălate, și prin frig și brumă groasă umblam desculț și în cămașă, mă încălzeam la piciorele cu poala cămășii mele. Am plecat în cătunie și am învățat meserie, să tai piatra, să o cioplesc, să muncesc ca să trăiesc. Apoi când m-am liberat, bună soață mi-am aflat, am adus-o de nevastă în căsuța părintească. Chiar de am fost copii sărmani, fără haine, fără bani, n-am mai fost singur pe lume, cu Anuca lângă mine. Am trudit din noapte în noapte să facem și noi de toate, am trudit și am răbdat și casă ne-am ridicat. Ziua în piatră, la baroasă, după amiaza trăgeam la coasă și seara la lampă aici îngurgam niște opinci. Mă băgam toamna la oi și umblam prin frig și ploi, ori lucram pe cel hotare în jos la mălaie în țară. Am făcut din noapte zi ca să creștem 5 copii, să-i purtăm pe toți în școală, să aibă viață ușoară. În genunchi îți mulțumesc, Doamne, Tătucă Ceresc, Maică Sfântă și voi Sfinți, că mi-ați dat copii cu minți și o nevastă harnică, curată și vrednică. Îți mulțumim amândoi că ai avut grijă de noi. Azi, la bătrânețea mea, m-a lovit o boală grea și nu știu ce-a fi cu mine și când m-o-i mai face bine. Boala asta păcătoasă m-a ținut într-una în casă și atâtea gânduri mai am câte zile sunt un an și atâtea griji mai duc câte frunze într-un nuc de m-ar lăsa Dumnezeu s-o duc un pic mai bine și eu. Acum când ne adunăm la masă suntem 26, când mă uit la fiecare ochii îmi scaldă în lăcrimioare, când mă uit la toți pe rând lacrimile mă cuprind, pe cât de singur am fost mi-am făcut și eu un rost. Mamă, de te-aș întâlni, astea ți le-aș povesti, dar eu nu te mai cunosc și de-ar fi să te întâlnesc nici pe tine, nici pe tata, că amară ne-a fost soarta. Mi-a fost dor ani grei și mulți de părinți necunoscuți, dar acum îmi dau seama că fără tata, fără mama, eu n-am fost singur pe lume, că-a fost Dumnezeu cu mine. Vezi bune? Ia probați-le să vedeți, vezi bune? Unde ce o să vezi? Unde am cișorul am tale? Uite-ne! Vezi pentru un număr mai mare. Da. Dar pe acolo să puneau... Pentru iarnă. Să puneau obgeale. Pentru iarnă, pune obgeale și curele de piele. Și curele. Și da, era curele. Da. Sigur locul. Da, da, da. Și mai bună încălție.
Și câte perechi de astea ați făcut la viața mea voastră? Au fost multe, așa-i? Au făcut multe. O să vă dai Dumnezeu sănătate. Și la aia care le poartă și le-au purtat, la toți. Thank you.
fiul lui Creț Leon, Dănuț Creț, are și el îndeletniciri meșteșugărești. Se ocupă cu cojocăritul, dar când îi rămâne timp liber, cântă la vioară și o secvență de căldură familială v-am rezervat și dumneavoastră, alături de Dănuț, alături de tatăl lui, alături de oameni din Poiana Ilvei, care, după câte o zi de muncă, știu să își rostească și în cântec viață. Ne pregătim să părăsim Poiana Ilvei cu dorința de a reveni, pentru că aici primăverile, verile, toamnele sunt de aur. De pe aceste plaiuri au pornit în lume oameni de cultură, oameni de vază. Ne mulțumim deocamdată cu a consemna locul și adevărul lui.
și promitem că vom reveni pentru a descoperi și alte pagini de istorie și de contemporaneitate care fac din Poiana Ilvei un loc mândru.